Situată la 16 km de Onești, mănăstirea Cașin a fost ridicată în 1655 de voievodul Gheorghe Ștefan. Planul bisericii, arhitectura fațadelor, dimensiunile sale sunt identice cu cele ale bisericii Golia din Iași, dar formele sunt simplificate. Biserica era înconjurată de case domnești și de un zid de piatră înalt și puternic, cu turnuri ca de cetate, fiind concepută ca loc de apărare. În urma marelui cutremur din 1805, fiind grav avariată, mănăstirea a fost reparată de egumenul grec Ierotei, iar între 1836-1839 de egumenul Isaia din Constantinopol. Mănăstirea Măgura Ocnei, cu obște monahală de maici, se află în orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Biserica mănăstirii poartă hramul Înălțarea Domnului, sărbătorită în fiecare an la 40 de zile după Învierea Domnului. Schitul a avut în lunga sa existență trei biserici construite succesiv. Mănăstirea de maici din Măgura Ocnei a fost construită între 1750-1757. Autoritățile comuniste au demolat biserica în 1964 și au amenajat aici un complex turistic. Ulterior, după căderea regimului comunist, mănăstirea a fost reînființată, iar biserica actuală a fost construită în perioada 1990-1993. Biserica mănăstirii este o construcție masivă din cărămidă și piatră, placată cu piatră în exterior, în formă de cruce. Naosul bisericii are absidele foarte largi și este luminat de câte o fereastră vitraliu la sud și nord. Fiind situată la 15 km de stațiunea Slănic Moldova, mănăstirea este vizitată periodic de un număr mare de turiști, dornici să descopere atracțiile locului. Mănăstirea oferă 70 de locuri de cazare pentru turiștii care zăbovesc mai mult în incinta Lăcașului, precum și o bucătărie monahală pentru toți cei care vor să vină aici la odihnă și reculegere.